Formula 1 se pregătește pentru cursa cu numărul 20 din acest sezon, iar Fernando Alonso, pilotul de la Aston Martin, se pregătește dar să ia startul în cursa 400 din carieră la Marele Premiu al Mexicului. Aflăm mai multe lucruri interesante despre acest pilot imediat de la Antal Putinică, unul dintre comentatorii de Formula 1, dar înainte vedem împreună uh, programul pentru acest final de săptămână, pentru că este unul încărcat. Bună dimineața, Antal, și mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, Madrina. Începem vineri seara, rămânem pe fusurar de America de Nord, pentru că suntem în Mexic. Ne-am obișnuit după ce s-a întâmplat în, în Austin și la miezul nopții ne ducem spre antrenamentul cu numărul 1, antrenamentul cu numărul 2, care va fi puțin diferit ca structură, are 90 de minute de această dată, se face un test de pneuri Pirelli pentru anul viitor, după care vom avea ultimul antrenament, FP3-ul și mai apoi, de Sfântul Dumitru, avem sesiunea de calificări, chiar la miezul nopții, sâmbătă spre duminică, pe antena 3, în direct. Iar duminică, evident, cursa la ora 22 în Universul Antena, mai exact la antena Stars. Haideți să vedem acum despre Fernando Alonso, pentru care peste 20 de ani în Formula 1, practic a respirat prin. Formula 1, dacă da. pot să spun așa. Exact, nu, degeaba m-am îmbrăcat în verde. Va da, participa mea. în weekendul de Grand Prix cu numărul 400 din carieră. Pentru el va fi startul cu numărul 397 în acest weekend, pentru că în trei Grand Prix-uri de-a lungul carierei, în 2001, 2005, 2017 a început weekendul, dar nu a luat startul în cursă. Și la final de carieră, pentru că așa cum a spus are contractul în 2026, va atinge startul cu numărul 450 în 2026. Și se mai întâmplă un lucru interesant în 2020 în ceea ce îl privește pe Fernando Alonso, va avea 45 de ani cu wow. 23 de sezoane în Formula 1. Așadar, la volanul unui monopost de Formula 1, mai mult de jumătate din viață. E veteranul Formulei 1, așadar. Care e media de vârstă la Formula 1, în general? E, depinde Există? De, de la cursă la cursă. Pentru că, uite, în acest an am avut uh, debutul celui mai tânăr pilot din istoria scuderii Ferrari. Oliver Berman, un record care rezista în scuderie din anii 60. De la Ricardo Rodriguez, unul din frații care dă numele uh -huh. acestui circuit pe care vom evolua în, în weekend. Dar dacă tot am adus vorba despre circuit, autodromul Hermanos Rodriguez. Haideți să vorbim puțin și despre acest circuit Pentru că are câteva particularități foarte interesante Este e cel asta? mai înalt circuit din Formula 1 Când spun înalt, mă refer la altitudine. altitudine Peste 2200 de metri Unii spun aproape 2300 de metri Fantastic, evident Oxigenul este mai rar fiat acolo Și aveam probleme până în 2014, în ceea ce prește puterea motoarelor, care se diminua, pentru că motorul cu combustie este dependent de oxigen. Dar să nu ne păcălim, ok, la putere ne-am echilibrat puțin, dar când avem o atmosferă mai rare fiată, sunt și alte lucruri care pot fi uh -huh. afectate în Formula 1, cum ar fi răcirea monopostului, care se face mai greu, mai ales că acest circuit este un circuit scurt, cu două zone extrem de rapide. Apropo, avem trei zone de rest, cu două puncte de detecție. Mai întâi avem acest punct de detecție care ne duce pe prima zonă de RS, linia de star sosire peste 1 km și 200 de metri lungime și apoi pe această zonă de RS, după care mai avem un punct de detecție care ne duce spre Forosol, virajul 12. Per total, sunt peste 2 km și 200 de metri de linie de fugă din 4 km 300 mai mult de jumătate din turul de circuit, ceea ce este foarte important de urmărit. Și mai avem și apăsarea aerodinamică, pentru că neavând o atmosferă densă, Apăsarea este ceva mai lentă și este un circuit rapid, spuneam. În 2016 aici a fost înregistrat recordul de viteză în Formula 1, Walter Bottas la Williams 372,5 km pe oră. Față de circuitul din Statele Unite ale Americii pe care l-am văzut săptămâna trecută, acesta e mai greu? Este mai scurt, mai tehnic. Avem această zonă, Forosol, care a fost reasfaltată. Este singurul circuit din lume în care trecem printr-un stadion. Cam ceea ce se întâmplă în cursele de atletism, să spunem, din Jocurile Olimpice. Forosol este o arenă de baseball, dar și o arenă de spectacole. Aici se întâmplă ceremonia podiumului și partiul de după pentru că suntem în Mexic, <laughs> sânge fierbinte și de fiecare dată de când am revenit pe acești circuit se întâmplă ca după cursă să avem un L-am văzut deja până pe seara. Instagram pe Charles Leclerc îmbrăcat în mariachi. Da. Și a schimbat e, și casca. Da și da. cred că o să fie petrecere mare, depinde acum cine va câștiga. Avem iarăși câștigători diferiți în exact. ultima perioadă, pentru că este un circuit tehnic, contează foarte mult cu ce upgrade-uri vine fiecare echipă în parte și cum te clasezi pe grila de star? Și în ultima perioadă, în ultimii ani, avem câștigători diferiți pe acest circuit. Vedem casca pe care o va purta Fernando Alonso, pentru că e important, cei de la Aston Martin îi vor aduce așa un omagiu, această cască pe care o, avea, o va avea în cursă. Dar în, în acest weekend de Grand Prix cu numărul 400 este fantastică. Mie mi se pare una dintre cele mai reușite căști din, din acest sezon Este și filmul celor mai bune performanțe. Este un pilot care să nu uităm a ieșit campion mondial și care încă visează la un nou titlu mondial al treilea. De ce nu? Are mari șanse. Uh, și la tripla uh, coroană, nu? Are și șanse. La tripla coroană are șanse în continuare. De ce nu? Dacă se va mai duce în Indii. Pentru că în Indii, uh -huh. în cursa de 500, asta uh -huh. lipsește. A câștigat Le Mans în 2018-2019 a câștigat și Monaco, a devenit și campion mondial, dacă va lua și în 500 și a fost atât de aproape în urmă cu câțiva ani, atunci va face tripla coroană și până acum în istorie un singur pilot a reușit să facă această triplă coroană. Wow, fantastic! Toate informațiile pe care ni le prezinții, Antal, sunt foarte, foarte interesante și e uh, plăcut să urmărești tot ceea ce se întâmplă în spate, dar și în fața Formulei 1. Uh, clasamentul uh, constructorilor, știm deja, McLaren ocupă prima poziție. Exact. Dar uite cât de aproape a venit Ferrari. Foarte! Exact. În foarte 50 foarte de puncte aproape. sunt trei echipe, în momentul de față, orice se poate întâmpla. Cine va fi campioană mondială la final de an? Mai cine? sunt cinci weekenduri. Vom afla. Uh, Rămâne una acest weekend în Mexic. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mă întorc acum la colegii mei, Ana Andrei